Suța de aș își bate joc de tine, îți dă 900 de mii de lei azi bani. S-au putut să-ți ocolească ca lucrul ăsta. Dar încă șeful, că eu dat telefon la copilul meu, că ai grijă că te aduc cu prelata, dar ducă-l fie cu prelata, în fundul iadului să-l ducă. Acolo să-l ducă și pe toată familia lui. Mi-a fost rușine. Am muncit aici de... Da, păi nu mă... Știi, pomele astea de jur împrejur. I-am pus pe locul gol. Nu ne-a ajutat nimeni la o troacă de păcălaș, că eu din altul sat. El n-a avut tată. Numai Dumnezeu drăguț. Tată s-a făcut România mare. Vin vetea din război și-a murit. Dintre niște tălhași, dintre niște hoți care au mâncat țara și-au vândut. Au vândut făb, deci au vândut blocul și ne-au băgat și datori. Și acum au zis o scroapă la tribunal, au zis că țara săracă, România e săracă. Dar cine a furat? Eu am furat România, să fac eu România. Și ați dat în judecată? Ați dat în judecată? Păi iar, nu știu dată cu plajă, unde să mă. Nu, dumneavoastră, ați dat în judecată? Păi n-am dat părut că până nu știu cum cu bani. Eu nu, norocul cu copilul. O zis Greco, zis că te... Porcul ăsta care a făcut până acasă. Îți cumpără grădina la muiarea asta de aici și fă-i o casă. Noi nu avem bani. Așa trebuie să facă. Păi da, tu... Păi da, și de ce nici pe asta nu mi-o lua? Eu unde mă duc acum la vârsta asta? Totuși ce veți face, dacă până la urmă... Păi până la urmă să trece și eu acolo mi-e plană. Cum trece Ariașul, ești acolo o casă de țigani. Acolo mă duc, eu n-am muncit, să vede că am mâncat și am eu și am furat. Mere la câmpii și acolo. Și acolo mă duc în față, îmi duc doi, trei, de ea, de ea și cu ceva am făcut și stau ca să vadă Alba Iulia ce-a făcut țara românească. Acolo. C-o zis porcul ăla că îmi face aici o casă, îți câte copii. Că de așa, că nu. Asta este o casă făcută de către dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Da, de noi, doamnă, că eu cum zic, tată, n-am mamă. Din mâinile astea, mâinile astea știu, ne-am văzut pe pământul bun. Nu vine nimeni nici la o trocă de păcălaș. Că zicea, doamne, iartă-l și rodinește. Lucra mult oamenii. Zice, cum aș vrea și eu un păhărâs de jinar? Da, trebuie să o dea. Numai la bătrânețe, numai singură. Nu. Dar nu e pe drumul. Și-o zis, zice, aduci constructorul, escrocul ăla. Aduci constructorul, zice, și îți faci o casă cu un miliard și de cheie. Adică să dau, să-mi fac aici un culpare și să-i dau și-o mai pui. Să mai pui 100 de mii de la mine, dar de unde pui? Ce vârstă aveți? Poftim? Ce vârstă aveți? Ce-ți îmi dau? 70 de ani aveți? 84. 84? Sănătatea, mă gândesc, mulțumesc.